Containerele, deci nu avem containerele, dar vă referiți la locuințele sociale. Acum o să mergem acolo și o să vedem. Deci s-au montat, sunt în regulă, dar mai trebuie racordate la utilități. Canalizare, apă, căldură. Și da, a fost un incendiu acolo, au luat foc o clădire, baracă, pot să zic așa. Oamenii aceia stau provizorat de 4 ani, de 5 ani de zile la căminul de bătrâni și în prima fază pentru aceea ne-am gândit să-i mutăm acolo. Într-un final o să reușim anul ăsta, dar mai este comandă încă de 16 locuințe. Deci vrem să extindem 16. Încă 16, da. Da, în timp, într-o zonă, zona Prund, unde exista o organizare de șantier, e vorba despre șantiere care au dus la construcția principalelor obiective industriale din Cernavodă, dar mai ales a canalului Dunărea Marea Neagră. În zona respectivă au existat niște baracamente în care au locuit muncitorii din perioada construcției. Grup socialist. Exact. Grupul ăsta social a rămas pe picioare și a fost locuit de persoane cu venituri foarte reduse sau persoane fără venituri. Din păcate, într-una din aceste barăși s-a produs un incendiu cu câțiva ani în urmă, aproximativ 5 ani de zile. Singura soluție care s-a găsit pe moment a fost utilizarea unor spații care aparțin municipalității pentru ca acele familii să nu rămână pe drumuri, cele care au locuit în baracă. Între timp, fiind vorba de o situație de urgență care s-a prelungit atât de mult, primăria a luat decizia construirii unor locuințe de urgență. Ni s-a părut că o soluție optimă ar fi locuințele modulare, pentru că atât costul cât și perioada de punere în funcțiune este mult mai scurtă decât la construcția de blocuri sau la construcția, eu știu, a unor case pe teren. Au fost mici probleme legate de derularea proiectului. Cele mai multe au ținut de chestiuni tehnice de detaliu pe care nu le-am bănuit nici noi până nu ne-am lovit de primul pachet de containere, iar acest lucru a însemnat mai ales administrarea problemelor legate de utilități. Din păcate, utilitățile pentru astfel de construcții țin mai mult ca și termen de execuție decât construcția în sine. Containerele au fost fabricate de la Câmpina, de către un operator de acolo, care este specializat în realizarea de containere, ca urmare a unei licitații publice. Costul total este de circa 600.000 de lei pentru 16 locuințe modulare. Aceste locuințe în acest moment se află pe poziție, sunt amplasate, cuprind o cameră de zi, o bucătărie și respectiv o zonă de toaletă, de baie. Sunt utilate cu principalele obiecte ca să poată să funcționeze mobilier, ca și mobilierul acesta de locuință. Și familiile care au fost afectate de incendiul din urmă cu 5 ani se vor muta în aceste locuințe. Alături de acele familii, pentru că nu sunt 16 familii, sunt mai puține, și alte cazuri sociale sau situații de urgență vor fi rezolvate cu această ocazie. Dacă situația va fi una de confort și oamenii vor agrea această idee, o parte din baracamentele foarte vechi, care au probleme deosebite din punct de vedere al stabilității, al salubrității, al confortului, vor fi schimbate cu astfel de containere, fără a transforma orașul Cernavodă într-un oraș de containere, dar pentru a îmbunătăți o anumită zonă din oraș, care în acest moment este destul de depreciată, atât urbanistic și din punct de vedere al mediului. Sunt special pentru locuit, sunt tip garsonieră.
cu baia utilată, cu boiler, cu cadă, cu chiuvetă, o bucătărioară. Da, da, da. Și deci e o cameră cu o bucătărioară și cu, și cu baie. Utilată, cu calorifere, cu... Da, decât vine omul și se mută și pune patul și se mută acolo. Ce le-ar trebui, da? Curent? Sau ce? Da, curent. Am făcut un provizorat, am tras curent acolo, dar fiecare își va face contract cu Enel-ul și se va... Adică nu mai e ca până acum să se să plătească primăria, că nu... Au alei printre ele, să meargă să... Da, sunt alei. E fosta locație a fostei barăci. Am mai turnat o placă de beton, o să vedem. Infrastructura există. Există, da.